Ultima țară din Uniunea Europeană la consumul de carte s-a procopsit în 2022 cu o lege pentru o zi națională a lecturii. Când erați mai tânăr, mergeați la bibliotecă, aveați timp? Păi cum nu, era altceva, era alte cărți. Vă mai aduceți aminte ce cărți ați citit, așa? Capra cu trăieri, Cei trei mustafiri. La prima celebrare, pe 15 februarie, parlamentarii s-au strâns în aule, iar primari cu banderole tricolore au luat școlile la pas. La ordin de ministru, elevii au deschis la oră fixă cărți aduse de acasă, iar rețelele sociale au consfințit solemn înclinația profesorului român pentru cosmetizarea realității. Clasa a treia B citește. Ca și dascăl, sunt deosebit de mândră și au dezvoltat vocabularul, au o exprimare frumoasă în scris și oral și asta doar la vârsta lor fragedă de 9 anișori. Care sunt mizele financiare ale acestor zile festive, dar și cum ajunge fariseismul politic până la plagiat în cazul unei recomandări de carte de Ziua Națională a Lecturii, aflați în episodul de azi într-un dialog cu Alexandra Tănăsescu, fondator și redactor șef al publicației online Cultura la Dubă. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Alexandra, am trăit să o vedem și pe asta, o zi întreagă din februarie, zi națională chiar, în care în România s-a vorbit despre lectură. Acum întrebarea e cum s-a vorbit, serios sau mai degrabă așa, cu un aer festivist și aproape inutil? Uite că de fapt e o ironie că de ziua lecturii vorbim despre lectură. În loc să citim. Da, mai bine am fi folosit timpul ăsta fiecare dintre noi să ne luăm o oră și să citim câteva pagini dintr-o carte. Dar are foarte mare legătură cu ceea ce se întâmplă în general în politica românească, fiindcă sunt foarte multe legi inventate așa de fațadă să bifeze că parlamentarii au o ocupație, că sunt interesați de cultură și, în general, când e vorba despre evenimente culturale la care participă înalții demnitari români, se vorbește foarte mult, adică este foarte multă formă, fără fond. Vin acolo la pupitru, citesc niște discursuri despre cât de importantă este lectura. Ne spun aceleași statistici care nu se schimbă niciodată că România e la coada clasamentelor în Uniunea Europeană în ceea ce privește consumul de carte. Constatăm o tristă realitate, auzim vorbele lor goale și, de fapt, cu ce rămânem după Ziua Națională a Lecturii? O să și vorbim despre politicile astea publice care lipsesc, numai că tu ai luat-o înaintea celor care voiau să se manifeste de Ziua Națională a Lecturii și înainte să vezi cum se va manifesta natural fariseismul politic de Ziua Națională a Lecturii, ai găsit în acest 15 februarie un moment bun să ceri câte o recomandare de lectură unora dintre cei care se consideră părinții legii. Povestește-mi, te rog, ce ați avut voi în gând la Cultura la Dubă și ce a ieșit. Ne-am gândit ce-ar fi să îi întrebăm chiar pe cei care au decis să existe o zi a lecturii, care este relația lor cu cititul. Prima dată ne-am gândit la Ministrul Culturii, dar am zis nu este suficient, hai să-i întrebăm și pe ceilalți. Pe premier, președintele Camerei Deputaților și cel al Senatului, să-i întrebăm și pe primar, că și ei sunt importanți și, evident, am încercat să luăm oameni politici de la toate partidele, fără să favorizăm pe cineva. Și am trimis această rugăminte de a ne recomanda o carte pe care ei au citit-o și le-a plăcut și să ne spună de ce. Nu le-am impus să fie ultima carte citită, nu i-am urmărit cu microfoanele prin Parlament, că am văzut că mulți au zis, păi dacă le puneați microfonul în gură, sigur n-ar fi știut să facă rezumatul cărții. Dar scopul nostru nu a fost să îi ridiculizăm și să îi facem de râs, fiindcă, nu știu, poate și noi am fi confuz dacă ne-ar opri cineva și ne-ar pune un microfon în gură și ne-ar întreba care e ultima carte citită zi, despre ce era. Știm, din păcate, că foarte mulți politicieni români sunt inculți, nu trebuie să demonstrăm noi asta, dar le-am dat ocazia să se asocieze într-adevăr cu un titlu de carte reprezentativ pentru ei. Și mi se pare că alegerile pe care le-au făcut au fost foarte interesante. Până să ajungem acolo, câți au răspuns și câți au ignorat complet ideea voastră? Am contactat 23 de politicieni, majoritatea de la vârful partidelor politice. Ne-au răspuns 11, nu ne-au răspuns Ministrul Culturii și Ministrul Educației. A fost și cineva care să fi răspuns explicit, nu mulțumesc, am multe alte treburi importante pentru țară. Nu, am primit celebra, mi-au dat cu sine. Aha.
Deci ați trimis pe WhatsApp cele mai multe dintre aceste... Da, cele mai multe au fost pe WhatsApp, da. Fiindcă din experiență am văzut că politicienii sunt foarte activi pe WhatsApp, adică e mai greu să-i prinzi la telefon, fiindcă sunt tot timpul în ședințe, dar de multe ori vedeți la știrile TV că stau și butonează telefoanele, se plictisesc când sunt în plen și ei stau pe WhatsApp. E adevărat că eu în mulți ani în care am urmărit Parlamentul României am văzut un singur parlamentar cu cartea pe masă, constant. Se numește Toader Paleologu, nu mai e de mult deputat în Parlamentul României. Sunt și alții care au cărți în servietă, sunt mulți alți oameni care citesc, dar oameni care în plen să scoată o carte și nu un telefon, într-adevăr, foarte puțini. Așadar, au văzut unii mesajele, dar n-au răspuns, alții v-au și răspuns. Înainte să vedem ce recomandări fac politicienii, hai să ne oprim la cei care nu v-au răspuns. L-ai menționat pe ministrul educației, pe Sorin Câmpeanu, l-ai menționat de asemenea pe Lucian Romașcanu, ministrul culturii, dar e pe lista asta primul și poate cel mai important politician, președintele Iohannis, semnatarul final al acestei legi și omul care a anunțat-o cu pompă acum o lună de Ziua Culturii. Ai vreun indiciu legat de dezinteresul de la Cotroceni pentru întrebarea ta? Ce carte ne-ați recomandat dumneavoastră, domnule președinte? Colega mea, Mălina Gându, împreună cu ea am făcut acest material, a scris un mail din partea culturală după către administrația prezidențială, însă din păcate nu am primit niciun răspuns. Din păcate, mai ales că vorbim despre un profesor și un om care aproape la toate discursurile publice vorbește despre importanța educației și, bineînțeles, are acest program România Educată. Dacă țin cont de faptul că premierul a răspuns, poate un consilier de la Cotroceni ar fi avut timp să ne răspundă, că până la urmă pentru asta există și consilieri. Dar, indiferent de nume, cum ai înțeles tu acest refuz al oricărui om politic de a alege o carte și a-și asuma public două fraze despre ea? De ce să refuze asta? Cred că a fost un refuz conștient, nu vreau, și mai degrabă indiferență. Adică nu contează, de fapt. Cultura la Dubă nu este un nume ales întâmplător pentru publicația noastră. A fost acel moment celebru de acum 10 ani din piața universității, când aveau loc niște proteste. Veniseră ultra și din galerii și au fost niște incidente între ei și jandarmi și doi băieți tineri filmau cu telefonul niște abuzuri ale jandarmilor și un jandarm i-a oprit, i-a întrebat cine sunteți voi, ce vreți, ce faceți aici și un băiat a zis, suntem de la site-ul de cultură. Suntem site de cultură, am stat să filmăm. De cultură. Luați site-ul de cultură și băgați-l în dubul. Și atunci, într-o țară în care cultura este la dubă, e foarte greu să-i faci pe politicieni să-ți răspundă la o întrebare pe care, nu știu, poate ei o consideră puerilă sau că nu contează, de fapt. Putem să fim de acord că, până la urmă, politica este reflexia societății. Hai să vedem însă și ce au făcut aceiași politicieni pe 15 februarie sau pentru această zi. Sorin Câmpeanu a dat un ordin și o să citez acum din acest ordin. Am decis în calitate de ministru al educației ca marți 15 februarie 2022 în toate școlile programul să se modifice astfel încât, indiferent de disciplina prevăzută în orar, la ora 11 și la ora 14, învățătorul sau profesorul să organizeze la clasa unde este prezent activități de lectură la care să participe toți preșcolarii și elevii. În prealabil, personalul didactic va recomanda tuturor să aducă o carte preferată sau să împrumute de la biblioteca școlară o carte și timp de 15 minute să citească fie individual, fie în grupuri mici de lucru. Obiectivul activității este de a promova lectura ca obicei cotidian, fără a presupune discutarea fragmentelor citite sau realizarea unei analize pe text. Și am încheiat citatul. Nu e o fisură de logică aici, Alexandra? Adică scopul lecturii nu e tocmai înțelegerea textului pentru a-l putea dezbate apoi? Exact. Și oricum tot acest comunicat sună ca o directivă din perioada comunistă, când orele începeau cu intonarea imnului sau când copiii trebuia să iasă să planteze floricele în curtea școlii sau să facă muncă la câmp. Sigur, în teorie, inițiativa, să zicem, că ar putea fi bună și că elevii ar fi atrași dacă ar exista această zi specială dedicată lecturii. Dar, în primul rând, lectura, cred că e ceva ce ține de intimitate. Da, există cluburi de lectură unde oamenii se întâlnesc o dată pe lună și dezbat, exact cum ai spus și tu, o carte pe care au citit-o de comun acord, dar în general noi citim, nu știu, noapte înainte de culcare, în pat, când găsim acea liniște interioară necesară lecturii și înțelegerii lecturii.
au fost niște evenimente organizate de Muzeul Național al Literaturii Române, cu mari actori care au mers în școli sau pe Zoom, le-au citit elevilor diverse texte. Bună dimineața! Energie fabuloasă! Putem să începem, căci din câte înțeleg suntem în direct. O să încep cu o poveste care m-a înduioșit foarte tare. Am un mare respect pentru Maya Morgenstern, care e o actriță extraordinară, a câștigat premiul Academiei Europene, dar mă întreb ce impact are prezența ei în fața unor copii de școală generală, care au alți idoli, nu se raportează la acești mari artiști români așa cum se raportează generația părinților lor. Aceste ore, aceste 3 ore impuse, dedicate lecturii, nu cred că schimbă ceva în profunzime și... Când mă refer la în profunzime, vorbesc în primul rând de infrastructură și accesul copiilor din România la educație și la cultură. 40% din populația României locuiește în mediul rural, unde nu există teatre cinematografe, biblioteci școlare mai există, dar au aceleași cărți vechi, prăfuite, Frații Jderi, Baltagul și așa mai departe, amintiri din copilărie. Copiii de acolo nu au acces la cărțile frumoase, colorate, cu ilustrații. Și atunci e foarte greu să îi atragi către lectură. Deci tot acest univers al lecturii ar trebui reconstruit în România. Dacă vor să avem o zi a lecturii, ar trebui, nu știu, să inaugureze în satele din România niște biblioteci dotate cu cărți noi, frumoase, diverse, cu literatură străină. Sau să finanțeze niște librării, dacă nu în satele României, măcar în orașele mici din apropierea acestor sate. Exact. Și mai e ceva foarte important. De fiecare dată când am făcut un material despre consumul de carte la români și în special în rândul copiilor, fiindcă asta e ideea, dacă generațiile părinților sunt deja pierdute, noi să zicem, cred că la 34-35 de ani, dacă nu ai plăcerea de a citi, e foarte greu să mai stârnească cineva această plăcere. Și atunci miza sunt generațiile care vin, cum le încurajăm pe ele să citească. Și toți, absolut toți specialiștii în educație, toți psihologii spun că doar prin exemplu putem să-i determinăm pe cei mici să citească. Dacă un copil locuiește într-o familie în care mama și tata se uită pe Netflix seara și ei vor să se uite pe Netflix, dacă mama și tata stau pe telefon pe TikTok și ei vor să posteze filmulețe pe TikTok, dacă mama și tata citesc câte o carte înainte de culcare și ei vor dori același lucru. Și educația părinților este foarte importantă atunci când vorbim despre cultură. Nu am văzut inițiative de Ziua Națională a Culturii dedicate părinților. Cum îi poți face pe părinți să înțeleagă cât de importantă este lectura în familie și să investească în cărți? Până să înțelegem noi ce se poate face în școlile noastre, n-a fost nevoie să ne imaginăm. Am văzut limpede la televizor de Ziua Națională a Lecturii cum copiii, nu la mese sau pe pufuri, ci așezați în rânduri ca la teatru în bibliotecile școlare, cu carte în mână, simulau adesea interesul în timp ce profesoarele făceau poze sau dădeau declarații festive. Le place să citească? Le place foarte mult unora dintre ei. Alții vor fi interesați, poate, începând de astăzi și sperăm să avem cât mai mulți cititori la bibliotecă. Ce e de fapt în spatele acestui festivism? Sunt sume suplimentare din bani publici pentru ceea ce ar trebui să se întâmple deja în mod curent în biblioteci? Da, de fiecare dată când se adoptă o lege în Parlament dedicată unei zile naționale, această lege permite instituțiilor publice să acceseze niște fonduri suplimentare din bugetele publice. De exemplu, Ministerul Culturii a sprijinit demersul Muzeului Literaturii, a sprijinit un eveniment de la Biblioteca Centrală Universitară din București, unde s-au adunat ei între ei, miniștri cu primarul Bucureștiului și cu inspectorul general școlar și așa mai departe. Închideți ușa. Excelențele voastre, domnule consilier prezidențial Sergiu Nistor, domnule ministru al educației Sorin Câmpeanu, domnule ministru Lucian Romașcanu, domnule primar al municipiului București. Și din experiența ta de jurnalist cultural, ce rămâne după aceste zile festive și ce monitorizează instituțiile noastre? Declicul ăsta care poate schimba în mod miraculos comportamente sau decontul din bani publici și cam atât?
Din păcate, nu cred că rămâne mare lucru. Adică instituțiile publice fac aceleași simpozioane, adunări. De cealaltă parte, entitățile private care accesează aceste fonduri sunt în general ONG-uri, teatre independente. Pentru independenți, aceste forme de finanțare sunt de supraviețuire. An de an se dau acești bani și nu rămânem cu nimic. Un astfel de eveniment de bifat a fost și cel pe care l-ai menționat mai devreme, cel din aula Bibliotecii Centrale Universitare din București, în care s-au rostit fraze goale printre citate din Spirul Haret și din care a fost de reținut, după mine, doar faptul că ministrul culturii se grăbea la un alt important eveniment al zilei lecturii, la Buzău, întâmplător circumscripția sa electorală. Pleacă la Buzău și unde merge pentru o sesiune de lectură, nu pentru altceva. Vă invit, domnule ministru. Mulțumesc, domnule director, doamne directoare. Glumeam cu domnul ministru al educației Sorin Câmpeanu, spunându-i, nu știam cine a fost prima, educația sau cultura, dar i-am spus, domnule, dacă nu era cultura, nu prea aveai ce poze să pui în manuale. Una peste alta, suntem lucruri care merg braț la braț. Vă mulțumesc mult de tot. Tu ce ai spune că ar fi deținut minte după această primă zi națională a lecturii în România, așa cum a avut loc? Mi se pare foarte interesantă și reacția noastră a publicului la ceea ce s-a întâmplat și mă întorc puțin la articolul nostru în care am arătat recomandările de carte primite de la politicieni români și faptul că oamenii nu au crezut că politicienii au citit acele cărți arată, de fapt, relația noastră cu politica românească, că noi nu mai avem încredere în nimic din ce spun acești oameni. Nici măcar în faptul că ei au citit o carte. Și reacția noastră la această zi este similară și cu reacția politicienilor, fiindcă suntem noi românii la fel de superficiali ca ei. În entuziasmul cu care și-au trimis recomandările de carte, nu toți politicienii și-au găsit însă și propriile cuvinte. În a doua parte a episodului de azi, îl confruntăm pe unul dintre foștii miniștri ai culturii cu textul plagiat de pe coperta a patra a cărții alese. Revenim în câteva momente, tot cu Alexandra Tănăsescu. Rămâneți cu noi! Cum ar fi să afli că strămoșii tăi au fost vânduți, dați de pomană sau lăsați moștenire? Ascultă Obiceiul Pământului, un podcast DOR despre 500 de ani de sclavie în țările române. Ca din România, patria apelor minerale. Alexandra, am stabilit deja că n-a fost un test pe care voi l-ați dat politicienilor, dar că tipul acesta de întrebare spune ceva prin răspunsurile pe care acești oameni le dau și despre ei și despre noi, cei care îi alegem sau nu-i mai alegem la un moment dat. Și hai să-i luăm în serios dacă publicul larg în general i-a ironizat. Ai găsit pe lista celor 11 recomandări primite un volum care să-ți stârnească interesul? Da, chiar cartea recomandată de Vasile Dâncu, de fapt el a menționat acolo 3 cărți și este singurul care a răspuns că este greu să facă o alegere. A numit niște volume destul de recente care analizează comportamentul oamenilor în social media și cum ne-a schimbat nou comportamentul, existența internetului și a rețelelor sociale. Și chiar am văzut că mai mulți oameni au spus că ar fi interesat să citească acea carte. Am citit și eu Portocala Mecanică în liceu, deci mi-a trecut vremea. Am citit Jurnalul lui Mihail Sebastian, recomandat de Cătălin Drulă, o carte superbă pe care și eu aș recomanda-o oricui. Hai să facem aici o precizare și anume că Vasile Dâncu, pentru cei care poate n-au ajuns la recomandarea ministrului apărării, a sugerat demența digitală a lui Manfred Spitzer. Autorul a fost acum 2 ani în România, a ținut o conferință care a fost foarte apreciată la Ateneul Român. În același timp, Portocala Mecanică, pe care ai menționat-o mai devreme, este cartea lui Anthony Burgess, alegerea lui George Simion, deputat și copreședinte AUR. Da, această alegere a fost, cred că, cel mai mult comentată în social media, am văzut. Cei mai mulți au râs și n-au crezut că George Simion ar fi citit vreodată Portocala Mecanică, însă eu cred că a citit-o și pot să vă dau și un context. George Simion a făcut parte din galeria de fotbal a Stelei și cred că avea și o grupare care reprezenta Naționala României, fiindcă tot timpul a avut această înclinație naționalistă. Și în acea perioadă
eu țin minte că eram, cred că la finalul liceului sau începutul facultății, și Portocala Mecanică era un titlu foarte cool. Iar printre băieții de galerie Ultraș era de asemenea un titlu foarte popular, de asemenea filmul lui Kubrick era popular. Și eu, la rândul meu, am fost surprinsă și mă așteptam să recomande ceva despre istoria românilor sau ceva scris de un clasic român al literaturii. Dar pot să spun că George Simion a oferit acest răspuns pe loc, adică nu este un răspuns trimis de vreun consilier, a răspuns instant pe WhatsApp. Și răspunsul lui a fost foarte scurt. Nu este un text elaborat ca la Marcel Ciolacu sau la Nicolae Ciucă, unde, da, răspunsurile au venit prin consilieri. Și la mulți dintre ei am putut vedea că alegerile au fost făcute pe loc și chiar au citit cărțile respective. La alții, da, au fost la mijloc consilierii, însă sunt convinsă că au ales de comun acord acele titluri, fiindcă oricând exista posibilitatea ca ulterior Marcel Ciolacu să fie oprit în Parlament și să fie întrebat de Homo Deus al lui Harari sau Nicolae Ciucă să fie întrebat de cartea pe care a recomandat-o. Dar alegerile făcute de ei arată și cât de des citesc acești oameni. Adică dacă ți se cere să recomanzi o carte și tu alegi o carte pe care ai citit-o în liceu, e clar că nu ai mai citit ceva de cam mult timp. Cu riscul de a fi cărcotașă, trebuie să fac și o observație aici, și anume că sunt politicieni care n-au mai făcut nici măcar efortul de a ajunge la coperta a patra ca să recomande o carte, un efort pe care îl făceau atunci când candidau. Și noi întrebam asta, simțeam cum de la momentul în care punea întrebarea până la momentul răspunsului făceau acei 5-10 pași până la bibliotecă, scoteau, dacă stau să mă gândesc bine, și apoi întorceau coperta a patra și spuneau o idee de acolo. Iată, acum au deschis direct site-urile editurilor și am văzut asta la Rareș Bogdan, care parafrazează o prezentare a editurii Polirom. Am găsit asta la Clotilde Armand, care la fel ia o idee de pe elefant.ro, dar de departe cel mai flagrant exemplu vine de la Gigel Știrbu, fostul ministru al culturii, care preia ad literam recomandarea pe care o face un text din descrierea făcută de editura Humanitas, editura care a publicat cartea aleasă. La numărătoarea mea din cele 76 de cuvinte trimise de fostul ministru al culturii vouă, îi aparțin doar sintagmele autorul arată și totodată arată cât. Păi hai să-i luăm pe rând. Rareș Bogdan, aici e un caz special, fiindcă noi i-am cerut recomandarea de carte și el ne-a trimis link cu o postare a sa făcută pe pagina de Instagram cu o zi înainte ca noi să-i scriem. Are cartea în casă, asta cel puțin putem să știm, și scrie acolo: chiar vă recomand cu căldură, cu tărie. Iar cu Clotilde Armand a fost chiar amuzant că ne-a trimis, pe lângă argumentația alegerii făcute, o poză cu cartea respectivă în varianta în engleză și cu autograf de la Kasparov, care îi urează să realizeze tot ce și-a propus în politică sau ceva de genul ăsta. Deci a vrut să ne arate și că are cartea în casă. Iar Gigel Știrbu mi-a răspuns instant pe WhatsApp, a făcut acea recomandare de titlu, după care am întrebat de ce, puteți să ne spuneți de ce v-a plăcut cartea, și a revenit cu acel paragraf destul de repede, în câteva minute, dar e posibil ca la mijloc să fi fost un search și pe Google și copy-paste. Aș propune chiar să-i dau un telefon acum domnului Gigel Știrbu, poate ne explică de ce această alegere. Alo? Alo, bună ziua, domnule deputat. Anca Simina sunt de la Recorder. Vă deranjez o clipă, dacă se poate. Sunt cu Alexandra Tănăsescu de la Cultura la Dubă într-o discuție pentru podcastul Recorder și vorbeam despre recomandările de lectură făcute de politicieni de Ziua Națională a Lecturii. Dumneavoastră ați ales un volum foarte interesant și minuțios documentat al istoricului Oliver Jens Schmidt, Balcanii în secolul al XX-lea, o istorie post-imperială. M-ați putea spune ce v-a făcut să apreciați această carte? După părerea mea, este o operă extrem de bine documentată. De fapt, putem spune că este o lucrare care marchează efectiv sau punctează, mai bine zis, efectiv toate aceste aspecte care au urmat marelui război. Într-o perioadă extrem de scurtă,
imperiile au căzut, dând naștere unor multitudine de state, unui conglomerat. Toate aceste lucruri au stat la baza Europei de astăzi. Scrieți, de altfel, în recomandarea pe care o faceți, Oliver Jens-Schmidt este un reputat cercetător al spațiului din sud-estul Europei. Da, Balcanii da, da. Sunt un spațiu definit prin realități etnice și religioase extrem de complexe, realități create și menținute de imperii timp de secole, prin structuri care păreau abolite odată cu sfârșitul Marelui Război. Am citat corect? E fraza dumneavoastră? Poftiți? Am citat corect? E fraza dumneavoastră? Da, această... Putem spune că acest aspect îl puteți găsi și pe, și pe coperta volumului. Mă întrebam totuși, de ce ați ales cuvintele de pe coperta a patra, adăugând doar autorul arată și totodată arată și fără să le citați, în loc să veniți cu o idee despre această carte, pe care e admirabil că ați recomandat-o? Pentru că doamnă, când am scris, eram într-o ședință și a trebuit să scriu foarte repede și la obiect. Acum m-ați prins mai liber și v-am spus părerea mea și punctul meu de vedere. Ca a fost președinte al Comisiei de Cultură din Camera Deputaților, ne-ați putea indica nouă și celor interesați, poate mai trecem prin Parlament, și la ce nivel al Palatului Parlamentului se află biblioteca acestei instituții? Biblioteca? Da. Nu am de unde să știu, că nu am fost niciodată. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Numai bine. Da. Aceștia sunt oamenii care au făcut o lege pentru o zi națională a lecturii, uitând să pună în legea respectivă și câteva instrumente reale, politici publice, care să ajute cu adevărat ideea de încurajare a lecturii într-o țară. Da. Cultura este ceva ce dă bine. E ceva cu care vrei să te asociezi, dar ceva ce nu consumi în mod special. Mă refer aici la politicieni. Vor să apară la evenimente culturale importante, vor să pretindă că sunt niște oameni culți, educați, citiți, dar nu sunt neapărat. Poate ar trebui să aruncăm și o privire în trecutul recent spre cele 11 minute în care această lege a ocupat timpul plenului Camerei Deputaților în care s-a luat decizia finală. S-a întâmplat pe 20 decembrie anul trecut. Proiectul de lege privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua Națională a Lecturii. Pe scurt, la dezbaterea finală din acea zi nu se discută ideea de a avea sau nu zi națională a lecturii, ci se discută circul făcut în paralel de aur contra certificatelor verzi. Domnule președinte, există oameni în sală care nu au mască. Vin acolo parlamentarii aur, inclusiv doamna Șoșoacă de la Senat, cu un banner pe care îl desfășoară. Domnilor deputați, vă rog, lăsați vorbitorul să citească raportul. Toate au o limită. Domnul Simion. Nimic despre ideea unei legi bună, rea și politicile pe care această lege ar trebui să le aducă odată cu Ziua Națională a Lecturii. Este bătaie de joc ce se întâmplă în Parlamentul României astăzi. Dacă n-ar fi fost circ, ce idee ar fi trebuit cu adevărat discutată în acea zi la această tribună? Ce putem face pentru a reduce acele statistici îngrozitoare care se referă la analfabetismul funcțional, la consumul de carte în rândul românilor? Ce facilități putem oferi editurilor astfel încât prețurile să fie mai accesibile pentru oameni? Cum putem dota bibliotecile din mediul rural astfel încât cei de acolo să aibă acces la cărți noi, atrăgătoare, să le deschidă orizonturile? Cum putem schimba sau îmbunătăți programa școlară, astfel încât să dăm ocazia elevilor să aleagă ceea ce le place, să citească, nu doar să le impunem niște texte, și cum îi putem determina să înțeleagă ceea ce citesc, nu doar să citească și atât. Ei nu au mers către soluții pentru a îmbunătăți acele statistici. Ei au inventat această zi pentru a readuce în atenția publicului ideea că e important să citim, dar nu ne-au spus cum o putem face cu adevărat. Și calea asta de a coborâ cartea în lume, e musai să înceapă din școală sau mai au și adulții, deși e greu, o șansă să fie atrași să citească firesc, să poarte în rucsac o carte, să cumpere cărți, așa cum iau din timp în timp ciocolată fină? Din ceea ce am discutat cu psihologi, sociologi și specialiști în educație de-a lungul anilor, când am mai scris despre consumul de carte în rândul românilor, am înțeles că este destul de greu să-ți schimbi comportamentul după 25 de ani, dar există, bineînțeles, și excepții. Mă refer aici la bibliotecile, care ar trebui să fie niște organisme vii și nu doar niște rafturi cu cărți unde te duci cu legitimația și primești o carte. În Franța, de
exemplu, bibliotecile sunt aproape toate mediateci, adică sunt niște locuri unde poți să mergi să vezi filme, au loc concerte și odată ce atragi niște oameni de 35 de ani, îi invit la un concert la bibliotecă, poate vor fi atrași de mediul acelei biblioteci și vor repeta experiența și vor face un abonament. Poate librăriile, dacă vor avea niște activități inedite, la rândul lor vor reuși să atragă noi cititori, fiindcă cei deja existenți sunt fideli, dar sunt prea puțini. Se mai întâmplă asta pe alocuri cu inițiative private din societatea civilă, sunt ONG-uri, există o inițiativă foarte frumoasă care se numește Fanbook, club de lectură dedicat copiilor, parteneriat între un ONG și librăriile Humanitas, unde în weekend copiii se adună și dezbat cărți pe care le-au citit. Se întâmplă asta de aproximativ 7-8 ani, iar acum ei au printre voluntarii liceeni care merg în școli și citesc copiilor, copii din prima generație a clubului de lectură. Există speranță și se întâmplă astfel de lucruri care ar trebui, de fapt, să fie niște modele pentru toate aceste legi și inițiative de stat. Rezumând, ne putem, dacă vrem, și amăgi cu festivismul unei zile naționale a lecturii, putem merge și să ajutăm inițiative, poate locale, poate nu atât de vizibile, dar care schimbă ceva în viețile oamenilor, apropo de plăcerea lecturii, dar e, până la urmă, sau nu, o idee proastă să ai o zi națională a lecturii într-o țară? Eu nu cred că e o idee proastă, e o idee prost implementată. Adică așa cum este scrisă legea, este o lege inutilă. Doar o ocazie pentru ca instituțiile publice să acceseze niște bani în plus și să bifeze că organizează aceste evenimente. Dacă ar exista niște sume mai mari alocate pentru niște programe dezvoltate cu specialiști din mediul privat, din societatea civilă, dacă în loc să faci mai multe zile naționale, ziua culturii, ziua Brâncuș, ziua lecturii, mai știu ce, anul trecut am avut anul Tudor Vladimirescu și anul Ecaterina Teodoroiu. Dacă toți banii, mărunțișul ăsta de la fiecare eveniment în parte ar fi adunat și s-ar face un singur lucru, dar care să ajute pe termen lung, cred că ar fi mai important. Ori să fie o investiție în infrastructură, să zicem, construiești o nouă bibliotecă, o sală de concerte, ar fi ceva cu adevărat de folos. Ai aduce publicul mai aproape de cultură. Dar, de fapt, ceea ce se întâmplă acum este că sunt cheltuiți bani publici pe evenimente care nu ne ajută. Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de Recorder și susținut de Banca Transilvania. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod către un prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro/podcast. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina și mă găsiți pe anca.simina@recorder.ro. Ne reauzim vinerea viitoare!